Noi suntem aici ca să aflăm cum se filmează un film. Sau mai bine zis, din ce elemente este compus un film. De exemplu, camera care ne filmează acum se află pe Moovit. Acest aparat ne permite să ne mișcăm și camera să ne urmărească. Și într același timp tot să fie stabil și plăcut. Acum, cred că e momentul să adăugăm și o melodie. Spre exemplu, noi suntem într-o locație părăsită, suntem îmbrăcați ca niște bandiței, deci să punem o melodie pe măsură, ca să facem mai simplă transmiterea ideii acestei scene. Și ok, și dacă noi suntem bandiței, noi avem nevoie de o jertfă. Mihai, să vin cu așa. Deci sunt multe chestii care ajută la autori să fac filmul mai interesant sau mai spectaculos. Uite la mine. La mine, uite. Make-up-ul este un element fără de care nicio filmare nu poate avea loc. Vă rog să atrageți atenția la calitatea lui. Cu cât mai realist pare, cu atât mai credibil și emoționant va fi pentru spectatori. Adu sacul. Ascultați tot ce se întâmplă. Orice foșnet, orice sunet, orice element se adaugă ca să se intensifice coloana sonoră. Acum camera ne filmează de pe capota mașinii. Ai prins bine. Departamentul care se ocupă de asta se numește grip. Ei sunt cei care pot să-ți prindă camera oriunde. Deja în dependență de dorința autorului. Eu aș reveni un pic la sound design. Urmează partea în care sunetul va dicta istoria și nu imaginea. În primul rând, adăugăm o melodie ca să intensifice momentul. Așa e bine. Doar sunet, dar tot s-a înțeles. Sfatul meu, nu economisezi pe sunet. Hai, ajunge. Apucă-l. Hai, trage-l odată. Fii actor nu-i tare ușor. Trebuie într-adevăr să poți face multe și nu tem să le faci. De asta azi tradiția să aveți mereu o pregătire fizică bună. Și încă un moment important pentru actori. Mereu ascultați regizorul. De exemplu, pentru
finalul filmului acesta, regizorul a vrut să aibă un final dramatic. Așa și facem. Uite la mine. Cam așa. Cam așa, băieții. Cam așa. Hai, Pietrez.